Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, considerați patronii spirituale ai jandarmeriei și celebrați împreună cu toți îngerii și arhanghelii. Cunoscuți în popor ca și Sfinți Voievoși, cei doi arhangheli sunt sărbătoriți cu cinste și evlavie de toată creștinătatea în fiecare an pe 8 noiembrie. În această zi, credincioșii merg la biserică pentru a se ruga pentru sănătatea celor dragi. În fiecare an, în zi de 8 noiembrie, biserica noastră, noi toți, îi cinstim, îi sărbătorim pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, dinpreună cu toate puterile îngerești. Este o zi specială sărbătoririi, cinstirii Sfinților Îngeri, trimișii lui Dumnezeu pentru noi oameni, pentru mântuirea noastră. Pentru că atât Sfântul Mihail cât și Sfântul Gavril sunt văzuți ca păzitori ai oamenilor de la naștere până la moarte, în credința populară se spune că ziua de 8 noiembrie este cea mai nimerită pentru a aprinde o lumânare, pentru a fi călăuzit spre rai. Aceasta pentru că, potrivit folclorului, cei doi sfinți participă și la judecata de apoi. Îngerul păzitor este cel care ne ferește de orice încercare rea, de orice primejdie, este cel care ne descoperă voia lui Dumnezeu în conștiința noastră, este cel care ne întărește credința cea adevărată în Dumnezeu, este cel care ne călăuzește spre săvârșirea faptelor bune, este cel care ne ferește de tot răul. Peste 1.300.000 de români își serbează onomastica cu ocazia Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.